Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Ziua ne va atrage atenția asupra vieții personale, atașamentelor, locuinței, familiei și locurilor familiare. Va fi bine să ne ascultăm intuiția și să ne relaxăm. Această influență ne va încuraja să ne deschidem și să îmbrățișăm noi sentimente benefice. Vom fi hotărâți să avem mai multă grijă față de noi înșine, iar descoperirile făcute acum ne vor alimenta sau reîncărca motivația de a urmări o anumită cale. Dragostea neîmpărtășită și o oportunitate de afaceri. Astrologii au vești bune pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere emoțional. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Ziua nativului berbec va fi relativ liniștită, dar nu va satisface toate așteptările sale. Din nefericire, va trebui să recunoască faptul că întreprinderea în care a avut mari speranțe va fi sortită eșecului, dar nu va conta prea mult, deoarece foarte rapid va veni cu altceva, iar noua idee va fi mai bună decât cea veche. În apropierea sa va exista o persoană care va fi gata să sară în ajutorul său și nativul berbec va putea avea încredere în ea chiar și în chestiunile cele mai intime. Nativii berbec au parte de noroc în dragoste astăzi. Dacă nu aveți un partener stabil, aveți ocazia să cunoașteți pe cineva special. Dacă participați la un eveniment privat, organizat de prieteni ori de colegii de serviciu, veți face cunoștință cu cineva care categoric vă va atrage atenția. Discutați, oferiți șansa de a vă cunoaște mai bine și cine știe, o simplă întâlnire se poate transforma într-o frumoasă poveste de dragoste. Seara va fi potrivită pentru comunicarea cu cei dragi, pentru discutarea și rezolvarea problemelor de familie. Taur. Nativul Taur va avea dificultăți în comunicare, în special în relațiile personale. Cooperarea sau orice altă activitate comună cu alții va avea probleme ale căror soluționare nu va fi întotdeauna posibilă. Probabil va fi mai bine să acționeze independent, acesta fiind singurul mod în care va putea reuși. Va avea șansa de a găsi o utilizare neașteptată a talentelor sale. Realizările recente nu vor trece neobservate. Va auzi numeroase cuvinte la adresa sa, demonstrând o inventivitate peste medie obișnuită. Nativul Taur va găsi o modalitate de a-și mări semnificativ câștigurile într-un timp foarte scurt. Cei aflați sub semnul zodiacal al Taurului trebuie să fie atenți cu banii. Nu cheltuiți sume mari pe obiecte extrem de scumpe dacă nu vă sunt cu adevărat de folos. Poate fi o perioadă avantajoasă în magazine, plină de reduceri, dar nu exagerați. Altfel, veți regreta amarnic, mai ales dacă nu veți mai putea returna produsele. Geme. Ziua nativului Geme nu va fi la fel de reușită cum și-ar dori, dar în general nu va fi deloc rea. Datorită unei minți clipitoare și a unei reacții rapide, va evita multe probleme, lăsând rivalii în urmă. Va putea implementa un plan îndrăzneț pentru a obține exact ceea ce caută de mult timp. Totuși, își va face griji cu privire la lucrurile mici și din acest motiv va putea comite unele greșeli stupide ce se vor dovedi foarte enervante. Răbdare, dragi gemeni! Lucrurile se vor așeza și pentru voi cât de curând. Evitați să intrați în conflicte care nu vă avantajează și nu vă aduc niciun beneficiu, mai ales din punct de vedere amoros. Petreceți seara în compania celor dragi vouă, citiți o carte bună, vedeți un film interesant. Relaxați-vă, vești bune vin în curând. Nativul Gemeni va fi deosebit de vulnerabil la critică, reacționând cu tărie la orice remarcă negativă la adresa sa. Va fi important să rămână calm pentru a menține relațiile intacte. Rac. Nativul Rac va avea o zi care va clarifica foarte multe. Probabil că va afla secretele detractorilor săi sau va aduce la lumină pe dușmanii care se pretind că îi sunt prieteni. Va trebui să se confrunte cu o persoană destul de neplăcută, dar va trece onorabil peste acest hop. Totuși, această zi va avea avantajele sale. De exemplu, îi va oferi oportunitatea de a restabili relațiile cu vechi cunoștințe pe care nu le-a mai văzut de mult timp. Potențialul fizic al nativului Rac va fi redus, va obosi repede, iar seara îi se vor putea reactiva afecțiuni cronice dacă nu va evita excesele de orice fel. Este o zi bună pentru raci să treacă la curățenie și nu ne referim doar la curățenia de acasă. E momentul să analizați în profunzime relațiile în care sunteți implicați, indiferent că vorbim de relațiile de prietenie sau profesionale, și să faceți curățenie prin lista de apropiați și cunoștințe. Renunțați în special la persoanele care transmit energie negativă și nu reușesc să vă facă să vă doriți să ridicați ștacheta.
Leu. Ziua îi va aduce nativului Leu probleme și dificultăți. Va descoperi că ceva nu va merge conform planului. Va fi uimit să găsească atât de multe probleme. Nu va fi întotdeauna posibil să facă față emoțiilor. Totul va începe cu o mică anxietate, dar se va putea transforma într-o panică reală dacă nu va reuși să se retragă la timp dintr-o situație conflictuală apărută în mod neașteptat. Nativii Leu trebuie să aibă grijă de situația financiară în această perioadă. Cel mai bine ar fi să puneți banii deoparte, ori la saltea, ori într-un cont bancar. Nu este momentul potrivit pentru a face investiții, însă nu trebuie să vă pierdeți speranța. În curând iese soarele și pe strada voastră din punct de vedere financiar și o să găsiți o utilizare mai bună a banilor puși deoparte. În a doua parte a zilei va putea cheltui mai mult decât va avea nevoie. Astrele îi recomandă nativului Leu să nu se grăbească să cumpere nimic altceva decât lucruri de strictă necesitate. Fecioară. Nativul Fecioară va avea o zi excelentă, care îi va permite să facă ceea ce a fost planificat cu mult timp în urmă. De asemenea, ziua va fi potrivită pentru călătorii, întâlniri și comunicări informale. Va face față unor dificultăți minore și nu își va pierde optimismul. Fecioarele au astăzi multă energie bună. Reușiți să combateți orice urmă de îndoială cu optimismul vostru. Chiar și pe cei mai serioși oameni reușiți să-i faceți să zâmbească. Finalul zilei ar trebui dedicat partenerului de viață, acelei persoane care vă luminează orice zi, indiferent de circumstanțe. Sunteți în mijlocul unei perioade deosebite, bucurați-vă la maxim de ea. Dacă dintr-o dată vor apărea probleme mai grave, va găsi o cale de a le depăși. Simțul umorului și buna dispoziție vor da un plus farmecului său. Mulți vor dori să-l cunoască mai bine. Intuiția îi va spune precis nativului Fecioară cine va fi demn de încredere. Va avea un moment propice pentru actualizarea unor planuri de viitor. Balanță. Fundalul emoțional al nativului Balanță va fi foarte instabil, dar ziua îi va aduce o mulțime de experiențe și mult entuziasm. Va putea ceda cu ușurință provocărilor și va risca să fie o marionetă în mâinile altora. Nu va trebui să-i creadă pe cei care vor promite prea mult. Intuiția te ajută să rezolvi o situație presantă. Ascultă-ți mai des instinctul și vei lua cele mai bune decizii pentru tine. Zilele libere au picat la țanc, vei reuși să te odihnești și să te bucuri de compania familiei, dar spre seară s-ar putea să fie nevoie să rezolve o problemă pentru serviciu care nu suferă amânare. Azi poate vei ieși la cumpărături, dar mare atenție la cheltuieli. Cel mai bine ar fi să pleci de acasă cu o listă pregătită. De asemenea, relațiile personale vor fi tensionate, situații dificile vor apărea la domiciliu. Deseori va fi criticat și nu va acționa la fel de prudent cum va trebui, spunând ceva ce va putea regreta ulterior. Astrele îi recomandă nativului Balanță să nu intre în polemică și să se ocupe de punerea în aplicare a deciziilor luate recent. Scorpion. Vor exista o mulțime de oameni care vor fi gata să-i sprijine inițiativele și să-l ajute în rezolvarea problemelor. Așa că nativul Scorpion va putea alege cine va fi aliatul său pentru viitorul apropiat. Nu va avea încredere în prima impresie, așa că va analiza atent situația. Din păcate, va exista pericolul de a fi înșelat. Este o zi ideală pentru a petrece timp alături de familie. Profitați de timpul liber și acordați-le celor dragi întreaga voastră atenție. După o săptămână dificilă la serviciu, în acest weekend veți reuși să vă relaxați. Poate comandați ceva din oraș și îi răsfățați pe cei dragi în siguranță. Nu ar fi rău să reluați hobby-urile preferate, să faceți ceva creativ și să implicați și pe copii. Astăzi o să primiți o vizită surpriză, nu ar strica să fiți pregătiți cu ceva dulce. Toate întrebările referitoare la bani vor fi cel mai bine tratate după amiază. Nativului Scorpion îi va fi mai ușor să vadă situația reală, să înțeleagă cum să-și gestioneze resursele disponibile. Spre seară va participa la o petrecere organizată cu ocazia aniversării unui prieten. Săgetător. Orice activitate a nativului săgetător va necesita mai multă perseverență și zel decât de obicei. Va avea nevoie de o mulțime de lucruri pentru a obține cel puțin câteva rezultate. Astrele nu se vor grăbi să-l susțină. Cu toate acestea va reuși și fără ele, dar doar dacă va avea suficientă răbdare. Astăzi nativii săgetător vor fi tentați să facă cheltuieli mari. Fiți cumpătați însă, s-ar putea ca mai târziu să regretați banii dați pe ceva ce se va dovedi inutil. În schimb, nu ar strica să vă răsfățați la o cofetă sau pe o terasă. Seara o să o dedicați mai mult timp prietenilor. Va chiar veți relua legătura cu o persoană cu care nu ați mai vorbit de foarte mult timp. Reîntâlnirea vă va bucura enorm, veți avea șansa să depănați amintiri dragi. Nativul săgetător nu va renunța, chiar dacă situația va părea lipsită complet de speranță. Cel mai probabil, perspectivele vor fi încă prezente sau vor reveni într-un viitor apropiat. Seara va fi dedicată recreierii și divertismentului, cu ocazia participării la un eveniment artistic. Capricorn.
Nativul Capricorn nu va avea o zi foarte ușoară. Va trebui să renunțe la unele activități planificate și la divertisment și să preia o sarcină plictisitoare și mai degrabă inutilă din punctul său de vedere. Unele dezacorduri familiale vor fi posibile, iar litigiile cu rudele nu vor fi excluse. Dacă este intrat în febra planurilor de vacanță, nu o să prea te distrezi. Dacă în alți ani unele locații ți se păreau plictisitoare și neatractive, acum par destul de ofertante. Uneori va consuma prea multă energie încercând să restaureze dreptatea, fără a înțelege o situație care în fond nu ar fi necesitat intervenția sa. În pofida dificultăților și momentelor tensionate, nativul Capricorn va reuși să-și mențină calmul și să nu cedeze provocărilor. Seara va primi vești minunate de la o rudă din străinătate. Vărsător. Nativul vărsător va dori să acționeze independent, ghidat doar de argumentele propriei sale intuiții. Totuși, îi va fi foarte util să asculte sfatul celor apropiați, să adopte metodele deja testate ale altor persoane și chiar să folosească experiența rudelor mai în vârstă. Astfel, va putea evita multe erori și va putea îndeplini rapid sarcini importante. Vărsătorul poate fi considerat de alte persoane ca fiind o problemă azi, pentru că sunteți puțin neglijent. Aveți aceleași prejudecăți inerente pentru care sunteți deja destul de recunoscut în cercul noastră de prieteni, însă lucrurile pot degenera dacă nu sunteți mai atent ca de obicei. Evident, modul dumneavoastră de a fi este cunoscut de toată lumea, dar s-ar putea să nu fie tocmai acceptat la nesfârșit. Cu cei mai apropiați, nativul vărsător va trebui să se comporte cât mai ușor și delicat. Doar astfel va evita certurile și reproșurile inutile. Discutarea problemelor importante va trebui amânată pentru altă zi, când spiritele vor fi mai calme. Pești. Nativul pești va primi vești bune. Cel mai probabil acestea se vor referi la domeniul financiar. De exemplu, va fi informat despre creșterea valorii unor acțiuni deținute ori altă posibilitate de a face profituri. Va rezolva rapid probleme complicate, iar acest lucru nu va trece neobservat. Persoane influente din anturaj vor fi interesate de abilitățile sale. Nu toată lumea are azi oportunitățile pe care le au peștii. O propunere foarte interesantă pe care o tot faceți în câmpul muncii va fi luată în calcul, iar rezultatul va fi uimitor pentru toată lumea, în afară de dumneavoastră. Ați putea deveni puțin furios de lipsa de inteligență a factorilor de decizie, însă trebuie să vă gândiți foarte serios la schimbarea locului de muncă. Dacă șeful nu are inteligența necesară să recunoască o idee excelentă, atunci poate locul dumneavoastră nu este acolo. Dezacordurile cu rudele vor rămâne de domeniul trecutului, așa că va putea discuta în siguranță despre planurile sale de viitor. Nativul pești va avea satisfacția unei întâlniri cu un vechi prieten, precum și oportunitatea de a face o călătorie în scop recreativ. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugă să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!